Campania de strângere de fonduri a fost demarată ieri la inițiativa unor tineri buzoeni impresionați de drama prin care trec răniții din incendiul din clubul Colectiv. Inițiatorii au apelat la sprijinul filialei locale a Crucii Roșii, fundație care va avea grijă ca sumele să ajungă la familiile victimelor. Oricum aveam în derulare o campanie la nivel național, toată lumea știe, nouă ne pasă, se numește campania și acești bani tot în acel cont la nivel național vor merge și vom ajuta familiile care cărora le-au decedat copiii. Aseară, zeci de buzoeni au mers în piața Dacia la urna pentru donații. Pe lângă bani s-a oferit un tub de oxigen cu echipamentul aferent. Orice sumă strânsă va fi de folos pentru răniții care vor avea nevoie de tratament pe termen lung. Trebuie să ne gândim și la cei care au supraviețuit, se chine pe paturile spitalelor. Când o să iasă din spital, probabil nu o să mai fie sub aripa guvernului, că am înțeles că au subvenționat spitalele, cheltuielile spitalelor cu cei răniți. În momentul în care o să ajungă acasă, este posibil, sigur, să aibă nevoie de diferite medicamente, pansamente, echipament medical. Pentru cei mai morți, dacă a murit la București. Îmi pare rău că a murit. De unde ai aflat că se strâng banii? La televizor. Când a plecat la școală, deja am văzut. La prima acțiune de aseară, suma colectată a fost de aproape 2.800 de lei. Campania de strângere de fonduri continuă și în zilele următoare. Buzoienii care vor să ajute supraviețuitorii incendiului de la Clubul Colectiv pot face donații în fiecare seară, după ora 18, la urna amplasată în piața Dacia.